găsit prieteni. Nu știu de ce este foarte greu la noi în țară, nu știu cum o fi și în alte țări, că nu am auzit despre astfel de probleme în altă parte. În România e foarte greu să găsești, să ți se pună un diagnostic. Și nu neapărat un diagnostic corect, ci pur și simplu un diagnostic la toate problemele pe care le ai. Sunt cazuri în care tineri ajung să, în urma unor analize de sânge, pentru că acolo se văd cel mai clar problemele, sau în cazul unor ecografii, dar în orice caz, la analizele de sânge, practic laboratorul îți spune clar care sunt valorile peste, nu e nevoie de inteligența sau maestria sau experiența unui medic să-ți dai seama unde este problema, pur și simplu ți se dă un interval și dacă nu se încadrează și este cu mult peste valoarea respectivă, e clar că ai o problemă legată de acel marker, de acel indicator, mă rog, acea analiză. E foarte greu. Este foarte greu să-ți dai seama care este problema de sănătate. Ai o problemă într-un loc, te duci la specialistul respectiv, îți dă un tratament. Ai o problemă în altă parte, te duci la specialist, îți dă un tratament. Este foarte greu să găsești un medic, nu care să le știe pe toate, ci pur și simplu să pună toate problemele cap la cap și să realizeze de unde vine cu adevărat, care este cu adevărat diagnosticul. Pentru că de foarte multe ori persoanele care suferă au mai multe suferințe, ele sunt strâns legate și cauza poate să fie o singură cauză. Asta se întâmplă foarte des și stau și mă gândesc ce se întâmplă cu oamenii care stau la sate și care nu își permit să arunce 1600-2000 de lei doar pe analizele de sânge, care doar puține dintre ele sunt subvenționate de stat și am mai vorbit și eu și mulți alți jurnaliști despre cât de dificil este să-ți faci analizele beneficiind de fondurile de la stat, că trebuie să găsești la clinicile particulare numai un anumit interval de timp și trebuie să găsești fonduri și ele sunt numai la începutul lunii și așa mai departe, alergi pentru niște analize de bază. Este vorba despre analizele acelea care cu adevărat îți identifică o problemă, care sunt mult mai scumpe și pentru care cu siguranță trebuie să ai fonduri. Oamenii probabil că mor cu zile, oamenii probabil că suferă fără să știe de ce suferă, îi se pune un diagnostic, au l-a murit de infarct sau eu știu ce altă problemă, când de fapt cauza era cu totul alta și poate că ar fi putut fi evitată agravarea problemelor. Care sunt experiențele voastre? Aștept comentariile, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect cu Media.